Producția de miere a României se situează de la an la an între două medii, respectiv 20.000 și 30.000 de tone. Anul 2019, după primele 9 luni, se afla undeva la jumătatea intervalului cu aproximativ 25.000 de tone de miere produse de către apicultorii români. Aceste cifre indică faptul că România se află încă în topul producătorilor de miere din Europa. În ultimii ani, producția de miere a României a variat cel mai bun an fiind 2017, când au fost produse peste 30.000 de tone. Cel mai slab an a fost 2016, când apicultorii au adunat din stupi doar 21.000 de tone de miere. Cu aceste cifre, România se clasează între cei mai mari producători de miere din Uniunea Europeană, cantități anuale de peste 20.000 de tone fiind înregistrate doar în alte trei state, Spania, Ungaria și Germania. În 2018 țara noastră a fost chiar pe primul loc în rândul statelor Uniunii Europene după producția de miere urmată de Germania și Ungaria, potrivit datelor Comisiei Europene. Scăderea producției de miere din anul 2019 a fost cauzată de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile, precum seceta, grindina, ploi torențiale sau vânt puternic, care au afectat sectorul apicol. Principalele tipuri de miere produse în România sunt: polifloră, tei, salcâm, rapiță, floarea soarelui, mană, lavandă și mentă. Cele mai mari producții de miere se obțin în zonele de sud-vest și sud-est ale Țării, iar în țara noastră sunt înregistrați peste 23.000 de apicultori.